Familie, cea mai importantă parte a vieții unui om. Bună seara, la mulți ani, Hristos. Bună seara, domnule, Crăciun fericit. Crăciun fericit, trebuie să zic Hristos fericit, dar tot aia e. Hristos să fie în noi, să se nască în noi, s-a născut într-o peșteră smerită ca să ne arate că se poate naște în fiecare inimă, pentru că dacă s-ar fi născut în vreun palat, am fi avut tot complexul ăsta, băi, Iisus e doar pentru unii mari, știi? Iisus s-a născut într-o peșteră, într-o margine de sat, în smerenie, ca să ne arate că El poate să vină în orice inimă. Și El nu s-a născut acum 2000 de ani și atât. El se naște în fiecare inimă și uite, bucuria pe care o trăim noi în seara de Crăciun este de fapt nașterea Lui în noi. Pentru că cei care s-au împărtășit dimineața la liturghie, s-a născut Hristos în ei și tot postul ăsta am curățat peștera, da? Și acum ne simțim într-o mare bucurie pentru că Dumnezeu face o spăț mare de bucurie pentru acest moment unic în care îngerii cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, păstorii îmbrăcați în haine tradiționale și ei se bucurau de nașterea lui Iisus, veneau toți cu darul la Iisus ca la împăratul inimilor. Nu împărat politic, nu împărat în zonă socială, ci împărat al inimilor care a dus pe lume iubirea, iertarea și pacea. Ce dar mare este acesta, să iubești, și ce poate să fie mai frumos decât să iubești în familie, pentru că această sărbătoare este supranumită și sărbătoarea familiei, și pentru că este sărbătoarea familiei, m-am gândit să-ți propun să îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Marcel Oprișan, drag sufletului meu, prieten drag sufletului meu, împreună cu Doamna Preoteasă Maria și cu cei patru copii ai lor, pentru că vorbim de familii, e bine să exemplificăm și să arătăm românilor că sunt familii fericite și că familia poate să fie fericită și că în familie, acolo trebuie să se reverse toate energiile, acolo e ultimul bastion al păcii românului, familia. Și dacă fiecare dintre noi am mai fost dezamăgiți în afara familiei, privind în afara familiei, astăzi e ziua bucuriei că trăim împreună în familie la masa de Crăciun. Sper că unii nu au luat-o așa un mă rog, pic, la ora asta e posibil așa, da. Cei care ne înțeleg bine să știe că familia este locul păcii și că fiecare dintre noi ar trebui să facem maximul nostru, cât putem de mult, să fie familia fericită, pentru că avem o responsabilitate imensă. Ce dăm noi copiilor ăstora? Cu ce îi lăsăm noi pe copiii ăștia? Ce moștenire vor avea copiii ăștia când vor fi ei mari și noi bătrâni? Cu ce valori rămân copiii ăștia în urma acestei tranziții care nu se mai termină? Știi cu ce? Cu credința în Dumnezeu.